28 ianuarie. Abia astăzi am scos și eu din pod lopata de zăpadă. N-a fost nevoie, a trecut iarna, mai e februarie. Bine, în februarie poate să ne zăpăcească cu frigul și cu troienele, cu zăpada. Le-am adus la ăștia mici niște mâncărică, restul de-astea. În rest ei sunt pe boabe mult. Și când vin eu, aici au bobiți. Am băgat cușca pe terasa asta aici la dăpost. Nu se văită, n-am avut reclamații. Uitați ce frumos e. Tița, ce-a spus tu în... Ce faci vă, dar tata? Ți-a luat osul și ai fugit? Frumos când e alb tot așa. Super. Bine, e o zăpadă apoasă care n-a... Mâine se duce toată. L-am dat și eu după trotuar, că avea puțină zăpadă pe aici. Să murdăresc ăștia. Brăduțul rămas de la sărbători. Bobo! Mai, acum am văzut că se încălzește. Eu mai încerc o dată în februarie și gata, ne apucăm de tăia la pom, de alte planuri care le avem pentru anul ăsta. Vine căldurica și... Tița! E frumos tare acum. Hai iarna, fugi odată, lasă-ne că avem și noi treabă, mai bine.